Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna bun și desăvârșit. Și de aceea aș începe cu versetul 21. Citiți-l cu voce tare împreună cu mine. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Spuneți-mi între unii și alții cine e mai mare. Între unii și alții nu există diferențe, suntem egali în Hristos, dar avem și unii și alții deasupra noastră autoritatea lui Hristos. Interesant, când accepți lucrul acesta și te supui unul celuilalt în frica lui Hristos, ai un avocat în vremuri de cumpănă. Atunci când relațiile ajung la o răscruce, când se tensionează lucrurile, imaginează-ți cum ar fi să n-ai la cine să apelezi, să n-ai un avocat deasupra ta, să nu ai un mijlocitor alături de tine. Deci ne supunem unii altora tocmai în frica lui Hristos, pentru că El are ultimul cuvânt în relațiile dintre noi. Interesant, când citești toată epistola și ei, versetul 21, versetul 21 poate fi o încheiere la secțiunea despre biserică sau o introducere la secțiunea despre familie, societate, pentru că textul curge de la soț, soție, la copii, părinți și la robi și stăpâni. Dați-mi voie ca mai întâi să iau și să leg în sus versetul, să leg versetul de biserică și să vedem, citind câteva versete deasupra versetului nostru, cum se leagă lucrurile. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duh. Ce se întâmplă când te beți de vin sau de orice altceva? Practic te supui unei alte forțe care încep să-ți guverneze viața și nu totdeauna faci ce vrei. Și textul spune, dacă tot este să te supui cuiva, supune-te Duhului Sfânt, fii plin de Duh, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul îl proslăvește pe Domnul Iisus Hristos, când va veni El mă va proslăvi, spune Domnul Iisus, și de aceea ne aduce ca egali sub autoritatea lui Hristos. Bărbați și femei, părinți și copii, robi și stăpâni, în Hristos Iisus noi suntem egali. Și dacă citesc textul mai departe, versetul 19 continuă, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți laudă din toată inima lui Dumnezeu. Vorbiți între voi supunându-vă unii altora, sau textul continuă, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele lui Iisus Hristos, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. În greacă este un instrumental, un gerunziu, limba noastră, și practic îmi spune că acest lucru trebuie să guverneze tot ce a fost și tot ceea ce urmează, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. Când vorbiți unii cu alții, eu am părerea mea, tu ai părerea ta, dar în ultimă instanță n-ar trebui dinpreună să căutăm părerea lui, dacă ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Când vorbim, când discutăm, când disputăm un anumit subiect, sau mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. De multe ori, în relațiile dintre noi, nu-i totdeauna cum îmi doresc eu. Dar dacă ne supunem unii altora în frica lui Hristos, mulțumind lui Dumnezeu, chiar când nu înțelegi în ce fel folosește situațiile, instrumentele în viața ta, El are scopul Lui să ne modeleze într-un chipul și asemănarea Fiului Său. Un prim adevăr care se desprinde din text, indiferent cine ai fi, bărbat sau femeie, sărac sau bogat, suntem egali în Hristos. Spuneți cu mine, egali în Hristos. De ce suntem egali în Hristos? Pentru că am fost mântuiți în același fel și suntem îmbrăcați cu aceeași realitate. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Nu există o cale pentru bărbați, o cale pentru femei, părinți și copii. Există o singură cale. Hristos este calea. Toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Imaginează-ți să fim noi toți îmbrăcați în Hristos. Am putea să ne mai certăm că unul e mai sus, altul e mai jos, unul e mai deștept, altul mai puțin? Nu. Suntem egali în Hristos. Dar ascultați și versetul următor. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Toți sunteți una
în Hristos. Și acum aș mai putea adăuga un cuvânt la cel pe care l-am rostit. Suntem nu doar egali, ci și una în Hristos. Așadar, când legi versetul de biserică, de textul pe care Pavel tocmai îl încheie legat de relațiile dintre noi, atunci adevărul pe care îl putem lua de acolo este această egalitate și unitate în Hristos, plătiți cu același preț, cu sângele scump al întrupatului Fiu al lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să mut acum versetul ca introducere la secțiunea care urmează, secțiunea despre familie. Și acum vorbim de egalitate în valoare și diferențe în roluri. Egalitate în valoare, cântărim la fel și unul și celălalt, dar avem folosuri diferite, roluri diferite în familie, societate, în biserică, peste tot. Familia, dragii mei, nu ideea noastră, este ideea lui Dumnezeu. Și dacă suntem oameni temători de Dumnezeu și ne aflăm ca și casa lui Domnului, adunați împreună, în prezența Lui, atunci familia ar trebui zidită după rânduielile, poruncile, așteptările lui Dumnezeu și nu după așteptările noastre. Iar am avut o nuntă, mai aveți părți din decor în jurul vostru. Când tinerii au venit la altar și au rostit legămintele, n-au vorbit unul cu celălalt, ci au vorbit Tatălui Ceresc, Tatăl meu care ești în ceruri, eu, spune Mirele, la fel spune și Mireasa. Dar când își continuă legămintele, ei acceptă ideea că Dumnezeu, Creatorul, dă sarcini diferite celor doi. Roluri diferite celor doi. Te rog să mă ajut să o pot iubi cum a iubit Hristos biserica. Sau te rog să mă ajut să fiu supusă ca Domnului. Observați, nu ne dăm unul celuilalt rolurile, ci le primim de la Creatorul nostru care a gândit familia. Care a gândit familia între un bărbat și o femeie. Uitați, vă rog, ideile din societatea noastră, dar între un bărbat și o femeie când deschideți Biblia. Întrebarea este, în familie, autoritatea cui primează? Noi tocmai am spus, Hristos este deasupra noastră a tuturor. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri și notați, vă rog, prezența Domnului, ca Domnului. Sau, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Sau, copii, ascultați, supuneți-vă părinților voștri în Domnul. A te supune și asculta, vom vedea, nu e o mare diferență între ele. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și textul continuă. Supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. Observați, indiferent la ce nivel coborâm pe plan social, întotdeauna autoritatea lui Hristos rămâne autoritatea ultimă, căreia trebuie să mă supun. Eram ieri la stop și discutam cu Puiu și spuneam, stopul este o poruncă, să nu treci, da? Vine mașina poliției și trece fără o problemă, sau salvarea. Ce se întâmplă? Ah, intervine o problemă etică, de ce unii da, alții nu? Și atunci, când ai această poruncă, supunându-vă unii altora, toate celelalte se subordonează ei. Și atunci când intră în vrie o relație, sunt probleme într-o relație, întotdeauna ai unde să apelezi în momentele de criză. Relațiile dintre noi, pe toate planurile, se subordonează, deci, relației cu Domnul nostru Iisus Hristos. Că cine iubește mai mult pe tată, ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și cine iubește pe mult pe fiu ori pe fică decât pe mine, sau pe soț sau pe soție, mai mult decât... Nu-i vrednic de mine, spune Domnul Iisus. Ori este el șeful, ori atunci trebuie să pleci de aici. Pentru că nu-i locul tău aici, nu-i locul nostru alături de el și în prezența lui. Dar ceea ce irită în zilele noastre este cuvântul acesta. Și Cristi s-a speriat de el și a dat o bolovan pe gât, o zi grea. Acum nu știu de ce e grea, Nora a zis... Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Și atunci cineva trebuie să aibă dreptate. Ori noi și societatea noastră, ori Dumnezeu are dreptate. Dar în zilele noastre, când rostești cuvântul acesta și te întrebi, dar de ce? Pentru foarte mulți a te supune înseamnă a abandona. A renunța la orice drept, a te lăsa călcat în picioare. A închide, a nu zice niciun cuvânt. Da? Mulți echivalăm supunerea cu aceste lucruri.
Acum, dacă termenul n-ar fi în Scriptură, l-am putea înlocui. Dar ce am învățat eu este că în Biblie termenii se răscumpără, nu se înlocuiesc. Pentru că în momentul în care te joci cu Scriptura, în momentul acela poți să o arunci pe fereastră. Pentru că te joci cu autoritatea lui Dumnezeu. În limba greacă, supunere este hupotasso. Este termenul în limba greacă. Și îl găsiți folosit de foarte multe ori. Și foarte interesant, îl găsești pe toate planurile, în societate, în biserică, în familie. Cu alte cuvinte, nu este un cuvânt pe care să îl ai doar între soț și soție sau părinți și copii, ci îl ai pe toate planurile existenței noastre umane. De pildă, dacă m-aș referi la societate, oricine să fie supus, ăsta este cuvântul, stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Cine-i șeful în univers? Dumnezeu. Ori rânduiește stăpânirile, noi zicem că le votăm, dar în ultima instanță primim ceea ce hotărăște El. Și dacă am votat cele mai bune stăpâniri, le-a mințile, dragii mei, când el trebuie răzbunat, pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu. Practic, viața mea de zi cu zi hotărăște cum sunt stăpânirile deasupra noastră. Dar textul îmi spune că Dumnezeu îmi cere supunere stăpânirilor celor mai înalte. Și textul continuă. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. De aceea, fiecare să fie supus stăpânirilor, nu doar de frica pedepsei, ci și din pricina sau din îndemnul cugetului lui. Așadar, dacă în dreptul societății îți trage o concluzie, acceptați și respectați rânduiala pusă de Dumnezeu în societate. Sigur că sunt întrebări, ce facem pe vremea lui Hitler sau ce facem pe vremea lui Mussolini? Dragii mei, întotdeauna deasupra lui există o altă stăpânire. Și când stăpânirea mai de jos se abate din cale, tu ai responsabilitate față de stăpânirea deasupra. Țineți minte moașele din Egipt și Faraon, care era legea însăși în Faraon? Ei au zis nu cuvintele lui Faraon. Și-au lăsat copiii de parte bărbătească să trăiască. S-au supus stăpânirii celei mai înalte. Dacă cobor la nivelul bisericii, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să da socoteală de aceasta. Și pentru ca să nu facă lucrul acesta de silă, ci să o facă cu bucurie, că așa ceva nu va fi de niciun folos, spune. Supuneți-vă. De ce? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în biserică. Acceptați și respectați rânduiala pusă de Dumnezeu în biserică. Căci El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători și textul continuă. Dar acum dați-mi voie să cobor la nivelul familiei, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Adică acceptați și respectați rânduiala pe care Dumnezeu a pus-o în familie. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci găsesc cuvântul supunere pe toate planurile societății. În societate, în biserică, în familie, ba mai mult, până și în Sfânta Treime. Hristos s-a supus dreptului judecător. Vom citi în textul din Petru. Dragii mei, întregul univers al lui Dumnezeu funcționează în felul acesta. Dar ce înseamnă cuvântul supunere? Aș apela la expresia care este imediat sub ea. Supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului, ca Domnului. A te supune înseamnă a te așeza sub, da, a te așeza sub, a te subordona, a asculta, a ceda controlul, a ceda mustrării sau sfatului cuiva, a accepta mustrarea sau sfatul cuiva. Toate acestea sunt definițiile lexiconului grecesc, dragii mei, din felul în care textul este folosit de-a lungul întregului Nou Testament. De-a lungul întregului Nou Testament. Și lucrul acesta este valabil în societate, în biserică și în familie. Și acum să ne apropiem de textul și de spațiul acesta al familiei. Scriptura spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.
Am definit supunerea, dar ne-a mai rămas încă o expresie care deranjează, da? Să mă supun ca Domnului. Oare ce-o fi însemnând lucrul acesta? În primul rând, soțul meu nu este Dumnezeu. Bărbaților, vă rog să nu uitați lucrul acesta, nici eu, nici tu, indiferent cine ai fi. Nu ești Dumnezeu. Și dacă nu ești Dumnezeu, ce-o spune Scriptura însăși, pentru că în Roman 3:23 spune toți au păcătuit, toți, și eu, și tu, și noi toți. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcatul ne-a furat ceva tuturor. Și bărbaților, și femeilor, și părinților, și copiilor. Și de aceea sunt atâtea probleme în societatea noastră. Dar păcatul ne-a furat ceva, slava, frumusețea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, bărbatul, oricine ar fi el, este o ființă căzută cu foarte multe greșeli și lipsuri. Știu că nu vă place, nu-mi place nici mie, dar asta este realitatea. Suntem ființe căzute cu foarte multe greșeli și lipsuri. Și atunci când îmi recunosc greșelile și lipsurile, îmi scad pretențiile față de celălalt, nu-i așa? Atunci când eu sunt Dumnezeu, atunci am enorm de multe pretenții de la cei din jurul nostru. Dar dacă așa stau lucrurile, întrebarea este ce a vrut totul să spună Pavel? Dragii mei, noi putem fabula asupra cuvintelor și conceptelor din Scriptură, dar cel mai corect lucru este să lași Scriptura să-ți vorbească. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu și dacă nici o iotă și nici o frântură de slovă nu va trece fără să împlinească, atunci trebuie să fiu atent la fiecare slovă și la fiecare frântură, iotă și frântură de slovă. Dacă aș lua versetul 22, 23 și mai este și versetul 24, observați, cele două versete, 22 și 23, sunt legate printr-o conjuncție, căci, deoarece, pentru că. Și atunci 23 trebuie să fie o motivare pentru porunca din 22. Ba mai mult, Dumnezeu, care știe care e problema noastră, adaugă încă o motivare în versetul 24. Aproape că am putea spune căci versetul 23, pentru că versetul 24. Da? Sau după cum și versetul 24. Și acum să privim textul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, și observați cuvântul acela mic, căci bărbatul este capul nevestei, după cum, și ca să nu avem confuzii poate prea mari, îmi aduce și un termen de comparație, după cum Hristos este capul bisericii. Dar apoi vine cu o explicație în dreptul lui Hristos. El, mântuitorul trupului. Hristos este capul bisericii ca mântuitor al trupului, nu ca zbir, nu ca despot, ci ca mântuitor al trupului, spune textul nostru. Și după cum biserica este supusă unui astfel de Hristos, da, tot așa și nevestele să fie supuse, aproape că zice, unui astfel de bărbat, dar nu am în text așa ceva. Și atunci zic să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile, spune textul. Dar observați, pentru că Dumnezeu știe cât de complicat este conceptul și ce se va întâmpla cu el de-a lungul istoriei, el vine și mă motivează din toate părțile ca să mă ajute să înțeleg ce vrea să-mi spună. Practic, Pavel mi-atrage atenția asupra planului lui Dumnezeu, care este dincolo de ce se întâmplă între noi sau ce gândim noi. Și pentru asta m-aș duce în textul din 1 Corinteni, capitolul 11, pentru că aici văd, în primul rând, îl văd pe Pavel, încolonat după Hristos, și îl văd pe Pavel chemând biserica să se supună învățăturilor pe care el le-a dat, să-l urmeze pe el. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și acum vine explicația. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Ce înseamnă să calci pe urmele lui Pavel? Să ții învățăturile în tocmai cum ți le-a dat. Și el le-a primit de la Hristos. El nu le-a inventat și el este sub stăpânire, l-are pe Hristos ca stăpân. Dar, continuă un alt cuvânt mic și important, prin care Pavel, este o conjuncție adversativă, încearcă să pună în opoziție, zice, în asta vă laud, dar aici am o corectură de făcut. Dar vreau să știți. Și corecția asta el o face
în biserică și în familie. Vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, este vorba de Biserica lui Hristos, el scrie Biserica lui Dumnezeu din Corint, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dragii mei, sunt interminabile articole legate de cei chefale, cap, da? Ce înseamnă lucrul acesta? Acum, nu intru în această dezbatere, nu avem timp pentru ea, dar desenez textul după felul meu ingineresc de a fi. Și zic, Dumnezeu este capul lui Hristos, oricum aș defini lucrul acesta, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Asta mi-a spus Pavel în versetul 3. Bărbatul este capul femeii pentru că așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în creația sa. Cu alte cuvinte, puțin mai jos, Pavel face apel la argumentul creației și ne aruncă înapoi în textul din Genesa. Dar dacă aș lua acum această ordine din universul lui Dumnezeu și aș recapitula pe toate planurile, societate, biserică, familie, fiți supuși stăpânirilor celor mai înalte, de ce? Căci așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în societate. Fiți supuși mai marilor voștri și ascultați-i, de ce? Căci așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în biserică. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, căci așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în familie. Toate țin de rânduiala lui Dumnezeu, dragii mei, și nu de conveniențele sociale care ne plac sau nu le plac, le schimbăm după cum dorind și toate acestea supunându-vă unii altora în frica lui Hristos, nescăpând din vedere că autoritatea ultimă rămâne deasupra tuturor relațiilor, dragii mei, din jurul nostru în care ne aflăm fiecare dintre noi. Ce scrie acolo? Mai? Citiți cu voce tare. Cu alte cuvinte, indiferent pe ce plan m-aș afla, elementul acesta este mai pe sus de toate acestea. Mai pe sus de toate acestea. Întotdeauna El rămâne, este viu, El guvernează, toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Mai pe sus de toate acestea, lăsați-L pe Hristos autoritate ultimă. Dar totuși, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului. Când și cum se întâmplă lucrul acesta? Te supui ca Domnului atunci când te străduiești să-ți înțelegi și să-ți împlinești locul și rolul date de Dumnezeu în familie. Observați, n-ai nimic cu bărbatul tău. Nu El te-a creat, nu Lui vei da socoteală, ci ai de-a face cu Dumnezeu în primul rând. Te supui ca Domnului când te străduiești să-ți înțelegi și să-ți împlinești rolul sau rolurile date de Dumnezeu în familie. În dimineața aceasta aș pune trei întrebări și aș încerca să caut răspuns la ele. Cele trei întrebări mă aruncă în trei texte diferite, dar toate se referă la același lucru. Prima întrebare, cine sunt ca femeie și pentru ce am fost create? M-aș opri să vă aduc aminte că duminica viitoare, dacă vom trăi, vom vorbi despre bărbat și partea lui de responsabilitate. Dar cine sunt ca femeie și pentru ce am fost create? A doua întrebare, din multele lucruri cu care o femeie este ocupată și, Doamne, multe poveri duce. Totdeauna spun, o femeie duce de 20 de ori mai multe poveri decât orice bărbat. Da? Decât orice bărbat. Din toate acestea, care e responsabilitatea mea principală care nu pot delega și de care voi da socoteală Creatorului meu? Care este acea unică responsabilitate pe care nu o fac ajutată de nimeni, ci trebuie să o fac singură cu ajutorul Duhului Sfânt și de care voi da socoteală? Și a treia întrebare, dacă mi-am identificat responsabilitatea, cum să o împlinesc ca să nu răstorn și ștarul? Da? Ca să ating ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea mea. Trei întrebări. Dați-mi voie să încep cu prima, Genesa capitolul 2. Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost creată? De ce mă întorc la textul din 1 Corinteni 11? Pentru că aici Pavel, după ce vine din capitolul 10 și aduce o generație întreagă care a fost îngropată în nisipurile pustiei, el vine și mă atenționează cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. După care vine cu o veste bună.
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți în puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Care e mijlocul? Hristos, familia și biserica. Asta este mijlocul pe care l-a pregătit Dumnezeu. Dacă îl cunoști, dacă ții cont de ele, altfel ești singur în luptă cu diavolul și nu ai absolut nicio șansă. Dar ce face Pavel? Pavel mai întâi rânduiește lucrurile în familie și în versetul 4 și 5a, un verset și jumătate, el vine și își expune adevărul pe care vrea să-l comunice. Orice bărbat care se roagă sau procește cu capul neacoperit, dar cine-i capul bărbatului? Hristos. Cu capul acoperit? Dacă este ceva între tine și Hristos, taci. Nu-ți căsca gura că ești în prima bătălie a frontului și te mănâncă demonii mărunt. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau procește cu capul neacoperit, dar cine-i capul femeii? Bărbatul. E o diferență între raportarea mea la Hristos și raportarea lui Nora la mine. O mare diferență. Eu sunt țărână, Hristos e Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. Atât de important îi se pare lui Pavel acest verset și jumătate, încât înșiră 6 argumente, dragii mei, ca să mă convingă să nu trec pe lângă acest adevăr. M-aș lega de 2 dintre ele, argumentul ontologic și argumentul creației. Argumentul ontologic ține de esența lucrurilor. Când am spus Hristos este capul bisericii, asta ține de esența lucrurilor. Bărbatul este capul nevestei, ține de esența lucrurilor. Dar să citesc textul, versetul 7. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, l-am pus în majuscule. Cine e capul bărbatului? Conform versetului 3, Hristos. Ce înseamnă asta? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva, Petru, încercând să-L acopere pe Hristos, da? Să-L apere pe Hristos, înapoi a mea satanul, îi spune Petru. Pentru că El este, El cine? El, Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Ce înseamnă doxa, slavă? Hristos este slava lui Dumnezeu prin ceea ce face pentru El. Cum este femeia slava bărbatului? Prin ceea ce este chemată să facă pentru el. Dar de unde le-am scos pe toate acestea? Citesc textul mai departe. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Prin ceea ce face pentru el, este slava lui, pentru că ea a fost făcută pentru bărbat. Dragii mei, aici avem un comentariu autorizat, insuflat de Duhul Sfânt asupra actului creației. Nimeni nu cred că poate interpreta mai bine textul din Genesa decât a făcut-o Sfântul Apostol Pavel. Dacă mă întorc înapoi în Genesa, în versetul 15, Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat într-o grădină și i-a dat o dublă însărcinare, ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucrezi, ca să-ți producă ceva, nu știu cum era în Eden, dar ca să o păzească, parcă îmi sună a un anumit pericol care trebuie să fie pe undeva prin jur. Și în fața acestui pericol, Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul, bărbatul, să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Un ajutor potrivit pentru el. Pentru ce? Pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? Dragii mei, ca să ne certăm, dați-mi voi să spun și pentru una și pentru alta. Cu toate acestea, rămâne o întrebare. Mai ales când mă întorc în versetul 16 și îl aud pe Dumnezeu vorbind cu bărbatul. Femeia încă n-a fost creată. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aha! Acum înțeleg pericolul. Este un pericol de moarte, dragii mei. În ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Care-i versetul următor? În fața acestui pericol, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci, în fața pericolului cu care este confruntat bărbatul, femeia încă nu există, zice Dumnezeu, nu-i bine să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dar poate că am supralicitat un pic textul. Cum ar fi să las
Scriptura însăși, să urmăresc firul logic al narațiunii din Genesa și să vedem despre ce este vorba. În versetul 15, Adam primește mandatul să o lucreze și să o păzească. În versetele 16 la 17, Dumnezeu vine cu atenționare și o explicație. Poți mânca după plăcere, dar ai grijă, e un pericol de moarte. În fața acestui pericol de moarte, spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. După care îl ține în suspans și aduce toate animalele, nu știu câte au fi fost atunci, dar el începe să le numească. Și pe urmă spune, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Pentru ce? Pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? Hai să fim serioși, ne uităm în istorie și vedem că o mulțime de animale ne folosesc la o mulțime de lucruri. Dar nu s-a găsit niciun ajutor. Observați, textul acesta, nu s-a găsit niciun ajutor. Nu-l pot pune în dreptul lucratului grădinii, dar trebuie să-l pună în dreptul păzitului grădinii. Dragii mei, Dumnezeu în 21 la 24 o creează pe femeie, o duce înaintea lui Adam, el se bucură, după care urmează căderea, judecata, blestemul asupra șarpelui, blestemul asupra femeii, blestemul asupra pământului. Wow! Ajutor potrivit în fața acestui pericol, în fața luptei spirituale. Și în primul rând, din nou, observați, dacă m-aș opri să întreb cu ce e ocupat o femeie, aș putea să șir o listă întreagă. El ajută la foarte multe lucruri. Dar nu uitați încotro ne îndreptăm. Vreau să găsesc acel singur lucru pe care nu-l pot negocia, nu-l pot delega. Nu-ți place să gătești ca femeie? Nicio problemă. Sunt bărbați care gătesc de 10 ori mai bine ca femeile. Ba, nu e o problemă. Nu-ți place să speli vasele? Este mașină de spălat vase. Toate astea se rezolvă. Ceva nu poți delega. Dar aș spune, în primul rând, femeia este un ajutor potrivit în fața acestui pericol de moarte. Și Dumnezeu spune, am să-i fac un ajutor potrivit. Ezer knegdo este expresia în ebraică. Dar notați, vă rog, simplu cuvintele Scripturii. Ajutor potrivit pentru el, nu ca el. E o teorie întreagă în teologie, dragii mei, mai ales în lumea de zilele noastre. Și am răsucit gâtul tuturor cuvintelor. Tot ce pot face este să verific textul. Dar dacă textul este așa, atunci ideea de complementaritate, nu de identitate, este oferită într-un fel de textul nostru, un ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Ideea de complementaritate. Egali în valoare, plătiți cu același sânge, îmbrăcați cu același Hristos, cu aceeași haină de nuntă, dar diferiți în roluri. Suntem diferiți în roluri. Ce înseamnă să descompun puțin expresia Ezer, Knegdo, Ezer, ajutor, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Terminăm o lucrare și să fim foarte spirituali, spunem și noi, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dar implică prezența cuiva care asistă și încurajează. Prezența cuiva care asistă și încurajează. Ce frumoasă oglindă se privește în ea ca soție. Asistă și încurajează, da? Sau, dacă iau altfel termenul, ajutor pentru ceea ce lipsește în celălalt, în cel care are nevoie de ajutor. Da? Cu alte cuvinte, când Dumnezeu zice nu-i bine ca omul să fie singur, îl scoate la iveală o lipsă, o nevoie a bărbatului. Și în fața acestei nevoi, Dumnezeu oferă un ajutor care să împlinească, să complementeze ceea ce lipsește. Domnul a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit, da? Potrivit pentru el, un ajutor potrivit, knegdo. Termenul este destul de greu de tradus, dar este înrudit cu verbul a de fi deschis, a fi vizibil, a fi descoperit, a fi descoperit. Observați, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Oriceva lipsește, de aceea Dumnezeu spune, nu-i bine. Pentru prima dată, el zice, toate sunt foarte bune, dar nu-i bine. Abia după ce a creat-o pe femeie, zice, iată că toate erau foarte bune. Un ajutor potrivit pentru el, potrivit pentru poziția lui, descoperită, râvnită de forțele întunericului.
Pentru că Adam a primit mandatul, numai Adam putea vinde pământul. Dar în șiretenia lui, șarpele a măgit-o pe Eva, ne spune tot Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 11. Și ajutorul acesta potrivit devine un instrument al celui rău și oferă ispita bărbatului ei. A luat și el, a mâncat și ce s-a întâmplat? În momentul acela, păcatul a ridicat un zid de despărțire între ei și Dumnezeu. A urmat alungarea din Eden și cei doi s-au pomenit scoși din prezența lui Dumnezeu. Istoria o știți. S-au trezit după prima ucidere, când își pierd amândoi copiii, dragii mei. Abel mort, Cain fugar. Până când în sfârșit îl primește pe Set înlocuit și se reconectează la promisiunea lui Dumnezeu, la nădejdea întoarcerii acasă. Dar asta ridică un semn de întrebare și pentru cititorul superficial și necunoscător al Scripturii este și un râs. Uite ce ajutor potrivit mi-a dat. Și de fapt asta a fost și atitudinea lui Adam. Când Dumnezeu l-a strigat, unde ești? M-am ascuns, mi-a fost frică. Am văzut că, dar cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva, femeia care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Wow! De ce nu ți-asumi responsabilitatea? Da? Femeia care mi-ai dat-o lângă mine. Cum se explică totuși că în toată înțelepciunea lui Dumnezeu a creat-o pe femeie vulnerabilă și femeia a fost instrumentul prin care tot universul a fost tras, dragii mei, în groapă. Fac un pas în urmă să privesc cartea Genesa ca întreg. Are 50 de capitole și 3 ingrediente majore. Creație 2 capitole, cădere 9 capitole și tot restul până în Apocalipsa este răscumpărare. De ce a prefațat Dumnezeu istoria răscumpărării cu creație, cădere? Și cum să interpretez versetul 31, care este scris după facerea femeii, pentru că în versetul 28, pe cei doi a binecuvântat Dumnezeu și le-a dat stăpânirea asupra pământului, într-un singur fel. Pot interpreta versetul 31 întrebând ce-i foarte bine pentru Dumnezeu. Este ceva pervertibil sau nu? Dragii mei, dacă n-ar urmea căderea după creație, am putea fabula și am putea spune ce dorim, dar secvența revelației îmi definește foarte binele lui Dumnezeu, un lucru pe care tu să-l poți strica. Și asta trebuie să fie adevărat și pentru Adam și pentru Eva, nu-i așa? Cu alte cuvinte, orice femeie, începând de la Eva, are libertatea să-și accepte sau să-și respingă rolul primit de la Dumnezeu, nu de la soțul ei, primit de la Dumnezeu, orice femeie. Iar Eva, dragii mei, a apelat la această libertate de alegere între viață și moarte și a tras și pe bărbatul ei după ea. A cui vina mai mare? A lui Adam. Dragii mei, Eva a fost înșelată de cel mai strălucitor și înțelept arhanghel al lui Dumnezeu. Adam l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. Cine e mai vulnerabil? Cu alte cuvinte, trebuie să recunoaștem că suntem ființe căzute, făcute din țărână și avem nevoie de ajutorul de lângă noi. Prima întrebare. Cine sunt și pentru ce am fost create? Am fost create să fiu un ajutor potrivit pentru poziția descoperită, râvnită de forțele întunericului ale soțului meu. Știți care sunt, dacă vreți, atacurile celui rău împotriva oricărui bărbat? FFF. Femei, finanțe, faimă. Așa-și frâng gâtul bărbații. Și Dumnezeu mi-a dat-o pe soția mea când intru în casă, când vin acasă, să treacă prin mine, să simtă și a echipat-o pentru lucrul acesta. A doua întrebare. Care este responsabilitatea mea principală? Mă întorc înapoi la cele două argumente ontologic și al creației. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, adică pe Hristos, întrucât el, capul bărbatului, este chipul și slava lui Dumnezeu. În tot Noul Testament, doar despre Domnul Iisus se spune lucrul acesta. Vă las pe voi să căutați. Odată cu căderea, Adam a pierdut chipul lui Dumnezeu, Set este după chipul său, ne spune Genesa capitolul 5. Pe când femeia este slava bărbatului.
cum este Hristos, slava lui Dumnezeu, prin ceea ce face pentru el. Cum este femeia, slava bărbatului, prin ceea ce este chemată să facă pentru el. Observați, dacă am împărăția lui Dumnezeu, așa cum a gândit-o el Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia, practic versetul 7 nu compară bărbatul cu femeia, ci compară pe cei doi bărbați. Hristos este slava lui Dumnezeu prin ceea ce face pentru el. Femeia este slava bărbatului prin ceea ce face pentru el. Dar de ce este chemată femeia să facă ceva pentru bărbat? Pentru că noi suntem țărână. Aici avem divinitate, dragii mei. Deci comparația în niciun caz nu între bărbat și femeie, ci între cei doi bărbați. În adevăr, argumentul creației, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, uitați un alt cuvânt important, o expresie, de aceea, o relație structurală, cauzală, oare la ce să mă aștept? De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap, cine-i capul femeii? Bărbatul. Ce să aibă? Exusia, autoritate. Cornilescu mai adaugă un cuvânt, semn al stăpânirii ei, care nu există, exusia, autoritate, stăpânire, care nu există în textul original. Dar despre ce înger să fie vorba? Păi dacă sunt în Genesa, capitolul 2, nu pot fi decât șarpele și acoliții lui, nu pot fi altfel de îngeri. Nu cred că e vorba de îngerii buni, ci de îngerii întunericului. Din pricina îngerilor să vegheze ca soțul ei să stea sub autoritatea lui Hristos. Așa aș interpreta eu textul. Cuvântul acesta, un alt cuvânt disputat, dragii mei, și pus în brațele tuturor, și a femeii și a bărbatului, este folosit de 105 ori în Noul Testament, de 69 de ori este tradus cu putere, de 29 de ori cu autoritate și mai sunt alte 5 texte cu traduceri diferite. Dar nu pot să scap de putere, autoritate. Femeia, din pricina îngerilor, să aibă, să vadă că bărbatul este sub puterea lui Hristos, sub autoritatea lui Hristos, sub autoritatea lui Hristos. Un sutaș roman vine la Domnul Iisus cu o rugăminte. Robul meu este bolnav, te rog foarte frumos. Când Domnul Iisus se pornește spre el, sutașul îi spune ceva. Nu sunt vrednic să intri sub acoperântul meu. Zi o vorbă și robul meu se va face sănătos. Domnul Iisus zice, wow. După care sutașul continuă, că și eu sunt un om sub stăpânire. Și am sub mine ostaș. Zic unuia, du-te, se duce, vine, fă cu tare lucru și face cu tare lucru. Știu că și tu ai stăpânire asupra lucrurilor. Zi o vorbă, îi spune Domnului Iisus. Uitați-vă la două împărății. Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Împărăția diavolului, am diavolul, îngerii lui și un loc vacant. La judecată, Domnul Iisus spune, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, iadul n-a fost creat pentru noi. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu pentru a împărăți împreună cu Dumnezeu. Dacă nici Hristos în ispitirea din pustie n-a fost scutit să-și lase locul să treacă dincolo, închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Oare voi fi eu, țărâna? Sau tu? Niciunul dintre noi. Asta este o realitate. Dragii mei, din pricina aceasta, din pricina acestei presiuni pe care cealaltă împărăție o face asupra noastră, ce nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dacă vă aduceți aminte, de ce Hristos nu-și acopere capul? Pentru că capul lui Hristos este divinitate dinpreună cu el. Ori noi amândoi suntem țărână. Amândoi suntem țărână, de aceea nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dar se ridică o întrebare. Dacă eu trebuie să-l acopăr pe bărbatul meu sau să vegheze asupra mea, cine veghează? Dragii mei, în primul rând, ascultarea ta de Dumnezeu îl aduce pe Dumnezeu însuși de partea ta. Dar pe de altă parte, Pavel nu se oprește și de aceea când curg în text în jos, observ că lângă argumentul creației aduce argumentul care ține de biserică, de eclesia, de adunarea noastră.
Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat și bărbatul nu este femeia, fără femeie, da? După cum femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Domnul, toate sunt de la Dumnezeu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Suntem chemați să veghem unii asupra altora și Eclesiastul ne spune mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, poate să cadă ori unul, ori celălalt, are cine să ridice, vai de cine este singur, fără să aibă pe cineva ca să îl ridice. Cine sunt și pentru ce am fost creată în lumina Bibliei? Am fost creată să fiu un ajutor potrivit pentru poziția descoperită și râvnită și vulnerabilă a soțului meu în lupta spirituală. Dar care este responsabilitatea mea principală? Nu mă reiau textul. Pentru bărbat, adică? De aceea femeia, din pricina îngerilor, să stea cu ochii pe soțul ei, să-l citească când intră în casă, când se pune pe genunchi, să-i asculte rugăciunile, că atunci când te-a atins păcatul, dragii mei, și limbile ți se încurcă, nu mai poți rosti nimic drept înaintea lui Dumnezeu. Și când trebuie să ascunzi lucruri față de familia ta, astea nu pot rămâne ascunse pentru cineva care a primit un echipament special pe care noi bărbații nu-l avem. Intuiție feminină, curiozitate. Da, noi nu le avem pe toate astea. Dar de ce a echipat-o Dumnezeu așa pe soție? Pentru acest rol principal de care va da socoteală înaintea Creatorului. Și dați-i voie să închei cu o ultimă întrebare. Dacă știu cine sunt, știu care este responsabilitatea mea principală, toate celelalte le pot negocia, cum trebuie să mi-o împlinesc. 1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Când citesc textul, acel tot astfel îmi sugerează o comparație. Termenul de comparație trebuie să fie undeva mai sus. Și dacă citiți textul, spune, după cum Hristos, tot astfel și voi nevestelor, da? După cum Hristos, cu alte cuvinte, nu bărbatul îi spune soției cum să fie supusă, dacă careva din noi avem impresia că trebuie să comunicăm lucrurile acestea, dragii mei, nu-i treaba noastră. Hristos, prin propriul său exemplu, tot astfel, după cum Hristos, tot astfel, nevestelor, după cum Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcat, da? În gura Lui nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit, nu răspundea la batjocuri, când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Observați, până și în Sfânta Treime, hupotaso, supunere, este acolo. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi dreptului judecător. Acceptați-vă locul și rolul pe care El l-a desemnat în actul creației. Cum s-a supus Hristos dreptului judecător? Intrând în planurile Tatălui. Intrând în planurile Tatălui. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, dați-mi voi să schimb puțin cuvintele, măcar că era egal cu Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu El, să nu-și accepte un rol pe care Tatăl l-a desemnat, da? Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și l-a degradat supunerea? Nu! Ascultarea de Dumnezeu nu degradează, nobilează, dragii mei. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi, iar celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Supunerea, numai mentalul nostru pervertit, dragii mei, ne produce în împărăția lui Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu întotdeauna este răsplătită de Dumnezeu. Te ia alături de El, te strânge la piept. Supunerea nu înseamnă renunțare, ci implicare.
Ce diferență între felul în care gândim noi și felul în care vorbește Scriptura? Implicare cu tot ce ești pentru a câștiga o bătălie. Pentru a câștiga o bătălie. În 1 Petru, capitolul 2, puțin mai sus, ni se vorbește despre ce a câștigat Hristos prin supunerea Lui. Noi eram ca niște oi rătăcite. Și prin faptul că El s-a supus dreptului judecător, ne-a câștigat, ne-a dus înapoi la episcopul, la păstorul și episcopul sufletelor noastre, prin supunerea Lui față de Tatăl. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați. Observați, supunerea este o intrare în bătălie pentru a câștiga o biruință, să fie câștigați. Supunerea înseamnă implicare, dar nu cu armele firii pământești. Și aici e una din marile probleme ale femeilor. Dragii mei, asta nu câștigă un bărbat în niciun fel. Dacă urăște ceva un bărbat, este vorba multă. Sunt și ei vorbăreți, cum sunt eu acum, dar... Nu. Ci intrare cu armele Duhului Sfânt. Să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare lui Duh, blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De mare preț înaintea lui Dumnezeu. Este ultimul lucru pe care femeile, în general, îl cultivă. Știți de ce? Pentru că instinctual ai impresia că poți câștiga prin ceea ce porți pe tine. Și de aceea nu uitați, bătăliile de felul acesta nu se câștigă prin ceea ce porți pe tine, ci prin ceea ce ai în tine. Doamne, pe tine te poți schimba într-o jumătate de oră dacă cineva are bani și te duce la mall. Dacă să devii în tine ce trebuie să devii, e o muncă de o viață. Trebuie să încep din tinerețe. Când Scriptura spune bătrânilor să fie treji, a fi treaz înseamnă a fi rămas neatins de vicisitudinile vieții. Când se întreb? La 90 de ani să încep treaba asta? Nu, e prea târziu. Trebuie să încep din copilărie. Observați, din copilărie ne formăm ca bărbați și femei. Dar ce înseamnă să te supui? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri? Da. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, observați un alt termen de comparație, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Dar cum este supusă biserica lui Hristos? Sau cum ar trebui să fie supusă? Dați-mi voi să iau un singur verset. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Cum te supui lui Hristos? Te dai lui pentru împlinirea planurilor lui. El își împlinește prin tine planurile lui. Biserica este supusă lui Hristos atunci când se aliniază cu tot ce este și cu tot ce are la împlinirea planurilor lui Hristos. Noi putem inventa planuri și scopuri și viziuni, dragii mei, dar dacă nu s-a lui Hristos, El nu girează pentru ele. La fel este și aici. A te supune după cineva sau cuiva înseamnă a te alinia după cineva cu întreaga ta ființă pentru realizarea planurilor după cel după care te-ai aliniat. Aha, dar noi împreună formăm biserica, nu-i așa? După cum biserica este supusă lui Hristos, cu alte cuvinte, bărbatul nu inventează scopuri și planuri, ci le primește de la Hristos. Și atunci, dinpreună, unul împreună cu celălalt supuși lui Hristos, suntem încolonați după El. Femeia creștină se supune bărbatului ei pentru împlinirea planurilor pe care Hristos le are pentru familia lor. Dar înainte să închei, nu toți au familii. Ce facem în astfel de situații? Dragii mei, bărbăția sau masculinitatea ta și feminitatea ta pot fi trăite plenar în orice situație.
Pentru că în ultima instanță tu pui în negoț ceea ce te-a creat Dumnezeu și devii un ajutor potrivit în o mulțime de contexte. Ca director adjunct la școală, ca subaltern la locul de muncă, ca și femeie creștină, probabil nemeritată în biserică, în orice situație tu poți să-ți împlinești menirea și Dumnezeu va onora lucrul acesta pentru că îl cinstești pe El. Aș încheia cu o provocare. În zilele noastre toate lucrurile astea sunt disputate, dragii mei. Dacă urmăriți și discuțiile de luni seara, vă dați seama că sunt o mulțime de întrebări și nu le pot eu opri. Dar cum am putea începe să practicăm aceste adevăruri în familie? Domnul Iisus spune pilda asemănătorului și el zice, inima omului e asemănată cu pământul, dar poate fi bătătorit, stâncos sau spinos. Și tot ce ați auzit este sămânța, nădăjduiesc să fie sămânța cuvântului care cade într-o anumită inimă. Dacă e bătătorită, oricum și în sală sunt oameni și pe internet care zic, ah, cine poate suferi povestea asta în zilele noastre? Este depășit de 2000 de ani între noi și Pavel. Sau ești entuziast, dar uitați-vă la celelalte două categorii care avortează procesul și niciodată planta n-ajunge la rod. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și asta se întâmplă în astfel de situații, îl înțelege și asta nu se întâmplă aici și aduce rod. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Aude cuvântul, înțelege cuvântul și trăiește cuvântul. De cele mai multe ori auzim cuvântul, pe aici ne intră, pe aici ne iese. Plecăm, uităm tot ce a fost. Ca să înțelegi cuvântul, trebuie să începi să dezbați lucrurile, să te frămânți cu ele, să ajungi la convingeri. Și apoi să te trudești să trăiești cuvântul. Și-aș mai aduce un ultim verset. În Fapte 2:42, când Duhul lui Dumnezeu adună oameni în biserica aceea de la Rusalii, ei stăruiau în auzirea cuvântului, în înțelegerea cuvântului și în trăirea cuvântului. Învățătura apostolilor, numai în legătura frățească, unde poți pune întrebări, poți contesta, doar acolo se decantează lucrurile. Iar când l-ai înțeles la cina Domnului, vii cu ce ai înțeles înaintea lui Hristos și El se uită la tine și așteaptă da ori ba. Ești liber. Dacă ai spus da, numai rugăciunile îți înduplecă inima să faci ceea ce știi că trebuie să faci și vrei să faci. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele după învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Citiți cu mine Psalmul 119, versul 5-9-60. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele după învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget. Nu preget, nu întârzi. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin!